Deschidem Biblia în Cartea lui Ioan, capitolul 6. Evanghelistul Ioan scrie câteva lucruri interesante pentru noi în seara aceasta, lucruri din care avem de învățat. Ioan, capitolul 6, pentru cei care ați găsit în Biblie, începând cu versetul 60, voi citi până la versetul uh, 70. 71 de fapt, iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să-l urmărim cu atenție. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus care știa în sine că ucenicii să-i cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă ați vedea pe Fiul Omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Isus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, spune Biblia, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți. Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul dintre voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă. El, unul din cei 12. Amin? Vă invit să reocupați locurile. Doresc din toată inima să spun să viți să fie Domnul și mă bucur să vă văd în casa Domnului în această seară. Aș dori să Vă prezint subiectul pe care aș dori să l abordăm în următoarele săptămâni și am intitulat această mini serie de mesaje de învățătură pe care doresc să le aduc înaintea voastră cu scopul ca să creștem în cunoașterea Domnului, cu scopul ca să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat să fim împuterniciți ca să îl reprezentăm pe El în lumea aceasta. Așa cum ați văzut, vom vorbi despre capcanele diavolului, capcanele lui Satan. Sunt foarte multe lucruri care prezintă pericole pentru fiecare dintre noi atunci când vorbim despre diavolul și ceea ce vreau să știți din capul locului este că diavolul este și ret. Diavolul are metode prin care încearcă să capteze atenția noastră și după ce ne-a captat atenția să ne atragă în capcanele lui și apoi să ne învingă. Diavolul are experiență de mulți ani în a amăgi omenirea. De șase mii de ani este înșelător, este mincinos și încearcă prin orice metodă să-i amăgească pe oameni. Există multe capcane pe care diavolul le pune în fața omului. Există multe capcane pe care le vedem în generația noastră, care reprezintă un pericol pentru credincios, pentru generația tânără și nu doar pentru generația tânără. Și aș vrea în seara aceasta să încep prin a vorbi despre câteva sau despre prima dintre capcanele pe care diavolul le aduce în calea noastră. Sunt foarte multe. Nu am pretenție să putem să vorbim despre toate pericolele pe care diavolul le aduce în viața credinciosului. Dar vom începe cu ceea ce am intitulat Capcana ofensei. Capcana ofensei e un text interesant, cel pe care vi l-am citit, din Ioan, capitolul 6, pentru că dacă veți parcurge întreg capitolul, uh, 6 din Cartea Evanghelistului Ioan, veți vedea că Domnul Isus face o serie de lucruri acolo. Începe capitolul prin faptul că înmulțește pâinile. În mod miraculos, Hristos dă de mâncare unor mulțimi în pustietate și o gloată mare de oameni, o mare mulțime de oameni beneficiază de. Mâncare, datorită faptului că Domnul Isus a mulțit pâinea, a făcut un lucru supranatural, o minune pe care. Probabil că majoritatea celor ce erau acolo n-au văzut-o niciodată până atunci. Și Biblia spune că mulțimea aceasta de oameni a început să meargă după El, pentru că în mintea multor a existat ideea aceasta. Dacă îl urmăm pe Hristos, vom beneficia de diferite lucruri. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Isus în același capitol 6 umblă pe mare și apoi vorbește despre sine însuși ca fiind pâinea vieții. Face Domnul Isus acolo o trecere în revistă, spunând că generațiile dinainte, Părinții voștri, vorbind de vreilor în momentul acela, părinții voștri au mâncat mană din cer, deși Dumnezeu le-a dat în mod miraculos mană din cer, pâinea îngerilor, spune Domnul Isus, eu am venit în lumea aceasta și eu sunt pâinea vieții. Și apoi Domnul Isus conclude acest discurs, ideea mare a acestui discurs este în faptul că Domnul spune, eu sunt pâinea vieții, cine mă mănâncă pe mine, are viață veșnică. Și spune el, cine mă mănâncă pe mine și trupul meu are viață, iar cine bea sângele meu are viață veșnică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ucenicii, mulți dintre ucenicii lui au auzit aceste cuvinte și au fost ofensați. Zice Biblia în capitolul 60, mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, spune Biblia, au zis cam așa, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? În termenul original din limba greacă, acest cuvânt, vorbirea aceasta e prea de tot. Cine poate să o sufere? Și răspunsul lui Hristos în versetul 61, unde spune, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire, sensul, cuvântul original în limba greacă, Regăsit în Biblie este cuvântul scandalon. Cuvântul scandalon îl avem și în limba română, un, devi, un derivat al lui, sau din acest termen, din limba greacă, există un cuvânt în limba română pe care probabil îl bănuiți: scandal sau multe din derivatele lui. Și unul dintre derivatele lui este scandalizat sau revoltat. Citim uh, acest verset 61 în felul următor. Iisus care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia. Care a fost vorbirea aceasta? Uh, că eu sunt prinia care se coboară din cer și cine mă mănâncă pe mine are viață, uh, cine bea sângele meu are viață, spune Biblia că mulți dintre cei care au auzit aceste cuvinte au găsit în el o pricină de poticnire, sau, uh, uitându-ne la termenul pe care vi l-am descris, au fost scandalizați, au fost ofensați. În seara asta vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă să cazi în capcana ofensei, când ești ofensat de ceea ce îți cere Dumnezeu să faci. Când Hristos îți vorbește, când Biblia îți vorbește, când Hristos aduce înaintea ta niște lucruri reale pe care refuzăm de multe ori să le acceptăm, spune Biblia că suntem ofensați sau scandalizați sau uh, găsim o pricină de poticnire în Hristos. Știu că este un subiect la care poate unii dintre voi nu v-ați gândit prea mult. Adică, cuvintele lui Hristos. Au fost spuse în așa fel încât i-au ofensat pe mulți dintre cei ce mâncaseră acea pâine, dintre cei ce mâncaseră pâinea înmulțită supranatural de Hristos. Și aș vrea în seara asta despre trei lucruri să vorbim din pasajul nostru care arată ce înseamnă să cazi în capcana ofensei. Pentru că un credincios, un copil al lui Dumnezeu care este ofensat de ceva ceea ce îi cere Dumnezeu, care este scandalizat, dacă vreți, de lucrurile pe care Dumnezeu îi le cere, este un credincios care nu se mai poate bucura de părtășia cu Hristos. Este un credincios care nu mai dorește părtășia cu Biserica. Este un om care nu mai are pasiune pentru a-l sluji pe Dumnezeu. Trăim într-o generație în care oamenii au. Și dau dovadă de o sensibilitate foarte mare. Este foarte ușor ca cineva să fie ofensat. În seara asta nu voi vorbi despre ofensa pe care de multe ori uh, o avem întâmplându-se între noi ca și oameni. Cineva îți spune un cuvânt poate nepotrivit și te simți ofensat. Cineva poate are o atitudine față de tine care te ofensează. E aceeași idee. Uh, atitudinea cuiva poate față de tine este scandaloasă pentru tine, inacceptabilă, revoltătoare. Poate cineva ți se adresează cu niște cuvinte care te fac să te simți ofensat. Uh, cuvântul pe care îl folosește Biblia și este tradus în versiunea noastră de Biblie, spune Hristos, vorbesc, vorbele acestea, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire. Cuvântul poticnire este destul de vechi pentru limba română actuală și poate nu reflectă exact sensul, dar Hristos zice în esență cuvintele pe care vi le-am spus eu v-au ofensat, Vă simțiți scandalizați de ceea ce v-am cerut? Despre asta vreau să vorbim în seara aceasta, când Dumnezeu, când Domnul Iisus Hristos vorbește ucenicilor Lui. Pentru că ăștia care erau în jurul Lui, erau ucenicii Lui. Unii erau mai dedicați, alții mai puțin dedicați. Unii îl urmau cu pasiune, alții îl urmau mai cu indiferență. Dar aș vrea să învățăm și să ne păzim de capcana ofensei pentru că atunci, așa cum am spus, când un credincios cade în această capcană, când cade în această uh, plasă a diavolului, numită ofensă, viața lui spirituală are de suferit. Când cazi în uh, ofensă. Și te scandalizezi când Dumnezeu îți cere un lucru, nu mai poți să fii martor eficient. Când ești ofensat de ceea ce îți cere Dumnezeu, nu mai poți să fii împuternicit pentru Hristos. Și dacă învățăm anul acesta, și ținta anului acestuia, în învățătura noastră și în apropierea noastră de Domnul, constă în faptul că atunci când ne apropiem de Domnul, devenim împuterniciți de Hristos. Haideți să învățăm câteva lucruri despre această a ofensei. Încep cu versetul 60. Știu că l-am citit de câteva ori, dar vreau să îl mai citesc o dată și vă rog să-l urmăriți cu atenție. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Când poți să cazi? Sau care e mecanismul Ofensei. Când poți să cazi în această capcană pe care diavolul, cu siguranță, și spun, cu siguranță, o va pune în fața noastră, a tuturor, la un moment în viața noastră. Poate unii dintre voi ați avut deja uh, experiența de a trece pe lângă acest lucru sau prin acest lucru. Uh, haideți să identificăm câteva lucruri din scriptură. Uh, poți cădea în capcana ofensei, în primul rând. Așa cum înțeleg din versetul 60 și din contextul pe care vi l-am redat al capitolului 6, poți să cazi în capcana ofensei, în primul rând atunci când ești interesat mai mult de beneficiul sau de beneficiile relației cu Hristos decât de ascultarea de Hristos. Asta spune, de fapt, pasajul nostru. Ești interesat de mai mult de ce câștigi din relația cu Hristos decât să fii interesat de a asculta de Hristos. Observație e foarte interesant că acești ucenici, ca și mulți dintre cei din vremea noastră, sunt gata să primească de la Dumnezeu tot ceea ce Dumnezeu le dă. Însă, prea rar sunt gata să lase pe Dumnezeu să-i transforme. Și singurul mod în care Dumnezeu ne transformă viața în mod radical este atunci când ascultăm de El și când împlinim ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Ucenicii aceștia au fost mai mult interesați de ce puteau câștiga din relația lor cu Dumnezeu beneficiul decât să asculte de ceea ce spunea Hristos. Vreau să vă întreb și să ne întrebăm: ar fi bine fiecare dintre noi? De câte ori suntem mai interesați să vedem uh, ce putem câștiga din relația noastră cu Hristos, decât să ne punem la dispoziția lui Hristos prin ascultare, dorind ca El să ne transforme viața. Îmulțirea pâinilor a fost pentru un mare număr din ucenicii Domnului ceva ce pentru ei merita. Avea logică, avea sens, avea o finalitate, știți de ce? Pentru că din relația aceasta dintre ei și Hristos, ei aveau de câștigat. Beneficiul lor era că mâncau pâine. Aș vrea să vă aduc înainte un adevăr mare și simplu. Hristos nu ne cheamă la o masă gratis. Hristos este mult mai mult decât atât, ci la o părtășie profundă și transformatoare a vieții noastre. La asta ne cheamă Hristos. Da, Hristos și relația cu El. Aduce binecuvântare, aduce belșug de multe ori. Dar vă rog să nu confundați binecuvântarea lui Dumnezeu din viața credinciosului cu beneficiile pe care noi de multe ori ni le închipuim. Ce înseamnă să fii interesat mai mult de beneficiile relației cu Hristos decât să fii interesat de a asculta de Hristos? Observați, ucenicii s-au scandalizat această mare mulțime de ucenici au fost ofensați. Știți când? Atunci când Hristos le-a zis, de data asta nu mai repetăm în mulțirea pâinilor. De data asta trebuie să înțelegeți că eu sunt pâinea care s-a coborât din cer, care se dă vouă ca voi să aveți parte de o transformare. Dar pentru asta trebuie să ascultați de mine. Și dintr-o dată, ucenicii ăștia au spus, stai un pic, e prea de tot. E prea de tot. Noi, noi nu ne-am înscris la așa ceva. Noi nu am gândit că relația noastră cu tine e altceva decât o relație din care noi putem să beneficiem de ceva și pe urmă ne vedem de ale noastre. Aș vrea să Despachetăm puțin această idee. Ce înseamnă să fii interesat mai mult de beneficii decât de ascultare? În primul rând, de ce suntem interesați mai mult de beneficiul relației cu Hristos decât de ascultarea de El? Suntem interesați, în primul rând, pentru că ne place confortul unei relații cu Hristos bazate pe câștig personal. Cât timp este pâine pe gratis, mergem după tine. O pâine mâncată, ca rezultat al minunii lui Hristos. Mergem după tine. Mă gândesc că unii își făceau planuri să își dea demisia de la lucru. Gândindu-se, pe aici e rostul nostru. Hristos ne va da pâine. Mergem după El, acolo unde se duce El să predice, acolo unde se duce El să învețe pe oameni. Mergem și noi pentru că primim ceva pe gratis. Nu mă înțelegeți greșit. Aici nu vorbesc despre binecuvântare. Dumnezeu ne binecuvântează. Cred din toată inima că Dumnezeu ne binecuvântează. De multe ori Dumnezeu ne binecuvântează și binecuvântarea Lui ia și formă materială. Nu doar binecuvântare spirituală. Dumnezeu ne face parte de binecuvântări în tărâmul material al existenței noastre ca și oameni. Dar vreau să înțelegeți că binecuvântarea Lui Dumnezeu trebuie văzută nu ca o formă de câștig personal, ci ca o formă de manifestare a dragostei Lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu Dumnezeu ne binecuvântează pe noi pentru că ne iubește, pentru că prin harul lui ne-a răscumpărat și lui Dumnezeu îi face plăcere să ne binecuvânteze. Și una din formele binecuvântării este, așa cum am spus, o formă care se vede în lumea în care trăim, care se vede în lumea fizică de care fiecare dintre noi avem parte. Dar motivul pentru care adesea suntem mai mult interesați de beneficiile relației cu Hristos decât de ascultarea de El, e tocmai faptul că ne place confortul unei relații din care noi avem de câștigat. Vă întreb în seara aceasta, care e câștigul nostru că venim într-un loc ca și acesta? Știu că beneficiul poate fi definit în multe feluri. În primul rând avem ocazia să avem părtășie cu Dumnezeu. Apoi avem ocazia să interacționăm unul cu altul și avem părtășie unul cu altul, dar eu cred că beneficiul suprem este că aici învățăm cum să ascultăm mai mult de Dumnezeu și ascultând de El să avem parte de vieți transformate. Eu ăsta îl văd cel mai mare beneficiu. Da, poate că stai la urmă la un ceai și te bucuri de părtășie, poate schimbă o vorbă cu un alt tânăr cu care nu te-ai mai văzut de mult. Astea sunt toate lucruri conexe, binecuvântări ale Lui Dumnezeu. Cunoști pe cineva, poți să interacționezi cu cineva, ajuți pe cineva. Toate lucrurile astea sunt binecuvântări, dar esența este ascultarea de Dumnezeu. Ne este greu uh, să ascultăm de Dumnezeu, de Hristos, uh, mai mult decât să căutăm relația uh, bazată pe, uh, pe beneficiu, pentru că atunci când știm că avem ceva de primit, asta ne dă confort. Mai e un motiv. Ne place nu doar confortul unei relații cu Hristos bazate pe câștig personal, ne place și confortul unei relații cu Hristos, uh, dacă vreți, superficiale. Știți ce mă șochează cel mai mult în textul acesta? Cât de ușor acești ucenici, mulțimea asta, nu ne zice Biblia câți au fost. Spune la un moment dat și, dacă ați fost atenți la citire, spune aici Biblia că, din clipa aceea, mulți ucenici, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Pe mine mă șochează cât de repede mulțimea aceasta de ucenici ofensați. Pe cuvintele lui Hristos, au zis gata, nu mai facem nimic. Ești interesat mai mult de beneficiile relației tale cu Hristos sau de ascultarea de El? Asta este prima întrebare. Pentru că dacă cauți beneficii, s-ar putea ca atunci când beneficiile se opresc, tu să fii scandalizat ca și aceștia și să zici, noi nu mai umblăm. Și unul din motive este că ne place confortul unei relații superficiale. Dragi tineri, dați-mi voie să zăbovesc la gândul ăsta doar un singur minut. Trăim într-o generație a superficialității. Facem lucrurile superficial, ne plac lucrurile superficial și ne este greu să le aprofundăm. Iar atunci când relația ta cu Hristos este una superficială, e doar o chestiune de timp până când Vei face ce au făcut acești mulți ucenici ai lui. S-au întors și n-au mai umblat cu el. Uh, și mai e ceva de spus aici. Ne place nu doar confortul unei relații din care mereu sperăm să câștigăm, ne place nu doar confortul unei relații care nu cere prea multă dedicare, ci bună și superficialitatea, și ne mai place și confortul unei relații unde nu-i nevoie de jertfire personală. Doamne, Tu ne dai totul, iar noi îți dăm ce vrem, când vrem, dacă mai vrem, sau orice de felul acesta. Întrebarea pe care o am față de voi, dragi tineri, în seara aceasta, în lumina Scripturii, ne simțim ofensați de ceea ce ne cere Dumnezeu, pentru că vom ajunge la câteva detalii interesante din textul acesta, Relația noastră cu Hristos e bazată pe beneficiu. Pentru că dacă tot ceea ce vezi în relația ta cu Hristos e un beneficiu material, personal, imediat, s-ar putea ca atunci când beneficiul acela dispare, să spui, ca și ucenici de aici, pentru mine e destul, mă opresc aici. Ce înseamnă să fii concentrat pe beneficiu personal și de ce. Lipsa beneficiului personal sau încetarea beneficiului personal te ofensează, găsim confort în atâtea lucruri care n-ar trebui să fie aproape de noi. Confort am spus într-o relație superficială, confort într-o relație care, în care doar noi suntem beneficiarii, și confort într-o relație în care nu avem nimic de investit. Haideți să înțelegem că un prim motiv pentru care. Putem cădea în această capcană a ofensei, este când nu reușim să distingem uh, între beneficiile relației cu Hristos uh, și dorința de a asculta de El. Și zic din toată inima: Doamne, ajută-ne să înțelegem că Tu ne ceri să ascultăm de Tine, amin. Al doilea lucru îl găsesc, începând cu versetul. 62. Și aici este un discurs foarte interesant, până la versetul 65, în care Hristos spune Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se, unde era mai înainte? Cu alte cuvinte, Hristos le spune, eu sunt Mesia care am venit pe acest pământ și ce ar fi, zice Domnul, dacă va spune că mă duc înapoi la Tatăl, la Dumnezeu, de unde am venit? Gândiți-vă că vorbește evreilor, care nu vedeau în el pe Mesia, care vedeau în el pe un învățător, poate pe cineva uh, care vrea să facă bine, poate chiar un proroc, dar sub nicio formă Mesia și zice Hristos, dar dacă ați vedea pe Fiul omului, m-ați vedea suindu-mă înapoi de unde am venit. Și spune Domnul Iisus Hristos, dar sunt unii din voi care nu cred. De ce nu credeau acești vrei? Pentru că aveau ideile lor despre cine era Mesia când avea să vină Mesia. Și uh, versetul 65 tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă n-a fost atras de Tatăl meu. Al doilea lucru uh, care te poate duce să cazi în capcana ofensei, pe lângă faptul că ești interesat uh, mai mult de beneficiile unei relații cu Hristos decât de ascultarea de el. Al doilea lucru regăsim tocmai în aceste versete și anume ești gata, caz în capcana ofensei, atunci când ești gata să-ți aperi ideile preconcepute, în timp ce neglijezi adevărurile și principiile Scripturii. Asta făceau evreii. Își apărau ideile lor preconcepute și neglijau sau disprețuiau ceea ce spune Hristos. Vei fi ofensat de cuvintele lui Dumnezeu, vei fi ofensat întotdeauna de ceea ce îți cere Dumnezeu, dacă viața ta este centrată în jurul unor idei preconcepute. Și, datorită ideilor preconcepute, a părerilor pe care ți le-ai format, într-un fel sau altul, neglijezi principiile și adevărurile Scripturii. Haideți să ne uităm un pic la lucrul acesta. Cred că una dintre cele mai mari piedici pe calea credinței, pe calea unei credințe simple cu Hristos, a modului, a înțelegerii modului în care lucrează El, este atunci când. Viața noastră este plină de preconcepții, de idei, de noțiuni preconcepute. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi ne formăm anumite idei, o concepție a noastră. Și lucrul ăsta nu este neapărat rău. Problema este că atunci când îți formezi preconcepții și ele sunt greșite, și de multe ori ele vin dintr-o singură experiență negativă. Vă dau un exemplu. Ai mers odată cu tramvaiul. Mergeți cu tramvaiul. Cu troleul, cu ceva. Mergeți. Și tocmai când te grăbeai cel mai mult, s-a întâmplat ceva. Un accident pe drum, s-a blocat tramvaiul și tu te grăbeai la școală, la facultate, la servici. Ai coborât supărat din el, ofensat. Că nu mai ajunge unde trebuie și ți-ai format o idee preconcepută. În viața mea nu mai merg cu tramvaiul. Ori de câte ori, mă urc eu în tramvai, sigur nu mai ajung. Ai avut o experiență negativă, o situație nefavorabilă și ți-ai format ideea că tramvaiul e ceva malefic. Pentru tine tramvaiul este absolut tăiat de pe listă. Săracul de el a fost, atunci când a fost. Situația care a fost. Asta e o idee preconcepută. De multe ori ne formăm idei preconcepute, nu doar dintr-o experiență negativă. Așa se poate și întâmpla cu oamenii. Ai discutat odată cu cineva poate cu un coleg de muncă. Exemple pot fi nelimitate. Și l-ai prins într-un moment nepotrivit. Poate omul era stresat, poate trebuia să predea ceva la lucru, poate trebuia să facă ceva și tu te-ai dus la el și i-ai pus o întrebare și ți-a răspuns mai răstit, poate, sau mai rapid. Ți-ai format o, o, impresie, o idee preconcepută și ai zis, sigur, ăsta nu-i place de mine. Sigur, are ceva cu mine. Uite-te cum vorbește cu mine de acum înainte o să stau departe de el. Dar știți că lucrul ăsta se poate întâmpla și în biserică. Te duci la cineva, ai trecut pe lângă cineva, poate în, în, în biserică, și nu te-a salutat. Și zici, mă, sigur are ceva cu mine. Dintr-o dată un scenariu din ăsta mare în, în mintea ta, îți formezi o, o idee preconcepută, omul ăsta e mândru, poate, a în față de mine, te-ai oare că poate nu te-au văzut. Poate el era frământat de gândurile lui și a trecut pe lângă tine și nu te-a văzut pur și simplu. Ți-a format o idee preconcepută, nu te mai apropii de el. Ăsta e un om periculos, sigur are ceva cu mine, sigur undeva știe ceva despre mine și așa mai departe. Ideile preconcepute vin, deci dintr-o experiență negativă, sau mai vin dintr-o sursă, din informații la mâna a doua. Noi suntem experți la a repeta informații pe care le-am auzit. Și dacă le-am repetat măcar cum trebuie. Dar, în general, când transmiți informații la mâna a doua, poți transmite greșit. Îți formezi idei. Și apoi ne mai formăm uh, idei preconcepute dintr-o sursă veritabilă. Lipsa informațiilor. Nu știi, dar îți formezi o idee preconcepută. Majoritatea dintre voi sunteți. Tineri, și nu aveți încă familii, și nu aveți copii. Dar când veți avea copii, există o, o chestiune interesantă la copilul pe care mama îl cheamă la masă și îi pune o farfurie de mâncare în față. Și știți care e de multe ori reacția copilului? Nu-mi place. A încercat? Nu, dar nu-mi place. Vede el acolo în farfurie ceva? Lipsește informația n-a gustat, trage concluzii fără să aibă informația și spune nu-mi place. Știți că noi de multe ori ne formăm idei preconcepute din lipsă de informații. M-am spus toate astea pentru că evreii de aici, și dacă veți citi întregul capitol, iudeii de aici, erau gata să-și apere propriile lor idei preconcepute și în același timp să neglijeze adevărurile Scripturii. Haideți acum să ne întoarcem un pic pe tărâm spiritual. Ce înseamnă lucrul ăsta? Vă dau câteva exemple concrete. Suntem ofensați de multe ori de adevărul Scripturii, cădem în capcana ofensei, am spus, când suntem gata să ne apărăm ideile noastre pe care ni le-am format așa cum le-am format și datorită lor să neglijăm Scriptura. Dar de ce se întâmplă asta? Haideți că vă dau rapid trei lucruri. Sunt mai multe de atât, dar vă dau rapid trei lucruri. Unu, citim Biblia cu idei și noțiuni preconcepute. E în natura noastră umană să ne concentrăm atenția pe ceea ce implicit ne susține crezul și ne aproba acțiunile. Te duci la Biblie și te duci citind deja cu idei preconcepute. Eu cred că trebuie atunci când citim Biblia să lăsăm Biblia să ne vorbească liber, corect și fără piedici, în loc să o folosim ca justificare a acțiunilor și crezurilor noastre deja preconcepute. Când citești Biblia, du-te cu smerenie și sinceritate înaintea Domnului și cerei Domnului ca el să-ți vorbească. Nu încerca să găsești în Biblie sprijin pentru ideile tale, poate care vin din afara Bibliei. Și mă opresc să spun mai mult decât atât. Problema noastră este de multe ori că suntem gata să ne apărăm aceste idei și să ne socotim adevărul. De ce? Că citim Biblia cu noțiuni și idei preconcepute, avem practici spirituale bazate pe noțiuni și pe idei preconcepute. Ăsta este un mare pericol. Pentru că de multe ori asta te face să crezi că tu deții adevărul, tu și doar tu. Poate cineva o să spună că nu e așa de rău să fii convins că trebuie să faci un lucru într-un fel anume și așa mai departe. Problema nu e asta. E bine să fii convins în practicile tale, în credința ta. Problema este că atunci când tu ai practici și, și ai practici spirituale care se bazează pe idei preconcepute, tendința este că tin să fii arogant cu toți ceilalți care nu cred ca și tine sau care nu fac ca și tine. Eu nu sunt aici un avocat al apărării pentru ecumenism. Sunt un avocat al apărării pentru adevărul Scripturii. Când te apropii de Scriptură, înțelege că dacă Dumnezeu îți spune în mod clar că trebuie să faci ceva, trebuie să-l faci. Când te apropii de Scriptură, dacă găsești un principiu clar, aplică-l. Au venit iudeii tradițional la Domnul, cu tradiția lor, și i-au spus, în esență, părinții noștri au mâncat mană, noi știm ce înseamnă pâinea din cer, tu acum vii și încerci să ne spui că ceea ce am știut noi, din totdeauna este greșit. Aș vrea să înțelegem că de multe ori, când ne aplecăm spre propriile noastre idei, în timp ce ne socotim Scriptura, putem cădea în capcana de a fi ofensați de Cuvântul lui Dumnezeu. Uh, și mai este un, un, motiv pentru care putem să fim în această capcană și să cădem în capcana ofensei atunci când condamnăm pe toți cei care nu se aliniază propriilor noastre preconcepții. Uh, este foarte interesant, repet, am spus deja asta, cât de ușor l-au părăsit ucenicii. Au spus, în esență, noi nu mai vrem să mergem cu tine. De multe ori și noi, poate ne uităm cu aroganță la cei care nu cred ca și noi, la cei care nu au aceleași practici ca și noi, bazat pe faptul că avem noi niște idei preconcepute. Aș vrea să nu cădem în capcana în care au căzut acești evrei și să ne apropiem de Scriptură, lăsând ca ea să ne insufle adevărul cuvântului Lui Dumnezeu. Și mai un lucru vreau să-L spun, după care așa să mai cântăm și să ne rugăm. Ce înseamnă uh, să caz în capcana ofensei? Am spus că putem să fim ofensați de ceea ce a spus Domnul Isus și de cuvântul Lui Dumnezeu, de adevărul Scripturii, când pe noi ne interesează mai mult beneficiul relației cu Hristos decât ascultarea de El. Putem să cădem în ofensă atunci când suntem gata să ne apărăm ideile noastre, așa cum sunt ele, fără să lăsăm ca Biblia să ne formeze o gândire, așa cum vrea Dumnezeu, neglijând prin urmare adevărul Scripturii. Și mai este un lucru pe care vreau să vi-l spun de la, din versetul, de la versetul 66, spune așa din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu El. Atunci Iisus le-a zis a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți. Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem, că și tu ai cuvintele vieții veșnice. Mai există un motiv pentru care putem să cădem în capcana ofensei când Hristos ne cere un lucru și anume, când asemenea acestor ucenici care l-au părăsit, suntem gata să rămânem lângă Hristos, Câtă vreme acest lucru nu ne costă nimic. Ucenicii aceștia i-au spus Domnului, începând de acum, noi nu mai vrem să mergem cu tine. De ce? Pentru că le-a zis Domnul, urmându-mă pe mine, trebuie să plătiți un preț. Există un cost. Dragii mei, oare asemenea lor, câți dintre cei care în generațiile noastre, sau în generația noastră, îl urmează pe Hristos, se simt ofensați când Dumnezeu le cere ceva, ei sunt gata să-l urmeze pe Hristos, câtă vreme al urma pe Hristos nu te costă nimic. Închei cu acest gând mesajul din seara aceasta. Vreau să înțelegeți că al urma pe Hristos a, va avea întotdeauna un cost. E foarte interesant că, dintr-o dată, ucenicii îl părăsesc, iar Domnul, întorcându-se spre cei 12 ucenici pe care încă îi mai avea, înțelegem din context că erau acolo, se întoarce spre ei și întreabă: Voi nu vreți să mergeți? Și răspunsul lui Petru ar trebui să fie răspunsul fiecăruia dintre noi. Să nu fim gata doar ca și acești ucenici să rămânem lângă Hristos câtă vreme, rămânerea lângă Hristos nu costă nimic. Pentru aceștia atât a fost rămânerea lângă Hristos. Beneficii, ideile mele, dar în momentul în care Hristos le spune a rămâne lângă mine presupune un cost. Eu au spus, noi nu suntem gata să-L plătim. Așa, dragi tineri, să înțelegem că a merge cu Hristos, a rămâne lângă Hristos, are un preț. De multe ori noi știm lucrul acesta. Deși cunoaștem prețul relației cu Hristos, cumva ne-ar plăcea să putem să-L negociem. Spunea Hristos, dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să facă câteva lucruri. Și anume, trebuie să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și apoi să vină după mine, spunea Domnul. Suntem generația <coughs> ofertelor speciale. Ne place totul la ofertă. Vreau să vă spun că atunci când vine vorba de urmarea lui Hristos, nu există oferte speciale. Nu există reduceri. Urmarea lui Hristos are un cost. Știți care este costul? Lepădarea de sine, asumarea crucii lui Hristos și asumarea unei umblări conștiente cu Dumnezeu. Nu există ofertă specială. Nu pot să anulezi niciunul din lucrurile astea. Deși cunoaștem acest preț a relației, uneori ne-ar plăcea să putem să-l negociem. Și mai e un motiv pentru care acești ucenici l-au părăsit. Erau gata să rămână cât cu Hristos câtă vreme, rămânerea cu Hristos nu implica niciun cost. Au dorit răsplătirea lui Dumnezeu. Aici și acum, nu atunci și acolo. Și este un principiu pe care de multe ori îl uităm în viața noastră de credință. Dumnezeu ne va răsplăti într-o zi. Zice Biblia, și sunt cuvintele Domnului Iisus, a venit Petru la un moment dat și a spus Doamne, iată că noi am lăsat totul pentru tine. Și zice, practic Petru, și ce câștig vom avea eu? Și vom avea noi. Și spune Domnul Isus: Nu este nimeni care să fie lăsat tată sau mamă sau frați sau case sau holde sau goare pentru mine și să nu primească o răsplată. Haideți să înțelegem că a rămâne lângă Hristos costă, dar merită. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest lucru. Și închei cu ultimul gând, spunând doar atât plecăm de lângă Hristos de multe ori sau ne simțim ofensați de El pentru că înțelegem, când înțelegem că umblarea cu El costă și datorită faptului că prea des asociem creștinismul cu o viață ușoară. Vreau să înțelegem că faptul că ne întoarcem la Dumnezeu nu este echivalent cu faptul că vom avea o viață lipsită de orice fel de greutate sau provocare. Aș putea să vă întreb Așa tineri cum sunteți, pe fiecare dintre voi, dacă aveți vreo provocare în viață, dacă aveți vreun obstacol în viață, dacă aveți vreun lucru care vi se pare greu în viață, dacă a trebuit să luptați cu ceva, asta înseamnă să vii la Hristos și să vrei să fii împuternicit de El. Știți cine are nevoie de putere? Ziceți-mi voi. Oamenii care sunt mai slabi, nu? A fi împuternicit de Hristos înseamnă a înțelege că, în ciuda faptului că este greu, în ciuda faptului că sunt provocări, Hristos este cel care îți dă putere. Asta înseamnă a fi împuternicit. În mod supranatural, Hristos te împuternicește ca să faci ceva ce altfel n-ai putea face. Vă rog din toată inima, nu asociați! credința creștină, umblarea cu Dumnezeu, cu o viață ușoară, pentru că veți fi ofensați, așa cum au fost acești ucenici. Ne cer ce? Să mâncăm trupul tău? Să te privim pe tine ca Mesia? Știi bine că noi suntem evrei, știi bine că noi avem ideile noastre despre când și cum va veni Mesia, că va fi un eliberator politic, că o să ne scoată din robia romană. Știi foarte bine astea și tu ne cer ce? Ne cer să rămânem lângă tine chiar când ne va fi greu. Dragi tineri, haideți să înțelegem că atunci când vorbește Hristos, cuvintele Lui sunt Duh și viață. Haideți să nu fim ofensați. Când vei citi în Biblie un lucru pe care ți-l cere Hristos, să nu te simți ofensat spunând, Doamne, dar eu nu, nu știu dacă am beneficiu din, din asta și dacă pentru mine nu e un beneficiu imediat, vizibil, nu prea mă interesează să ascult de tine. Vei fi liber de ofensă când o să spui, Doamne, sunt gata să te ascult, dacă am sau dacă n-am beneficii. Eu știu că tu mă vei binecuvânta și pentru asta sunt gata să te ascult. spune acest lucru Domnului. spune Domnului că pentru a fi liber de ofensă, ești gata să pui preț pe ce spune Scriptura, nu pe lucrurile pe care poate ți le-ai format tu și idei preconcepute. Și spune Domnului că poți să te bucuri de libertatea de ofensă când ești gata să plătești prețul urmării lui Hristos. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și binecuvântarea Lui să fie întotdeauna așa fel în viața voastră, încât să nu vă simțiți niciodată ofensați de ce vă cere El. Să nu aveți o atitudine prin care să-i spuneți Domnului, e prea mult, așa i-au zis ucenicii ăștia. Doamne, dai prea de tot. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.